Salut tuturor, eu sunt Pul și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod, după cum puteți vedea, trebuia să începem și noi o serie de Minecraft. Toată lumea are serie cu Minecraft, doar noi să nu avem pe bune acum. Nu uitați, dacă vă place acest episod, să apăsați butonul de like și să lăsați în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să continuăm cu seria sau culețul. După cum puteți vedea, am fost puși exact lângă un village și îmi pare rău că nu s-a filmat când am creat lumea. Nu înțeleg de ce au făcut figură obesă, am adunat și bonus chest-ul. Și după cum puteți vedea, suntem direct lângă village. Îmi pare rău din nou că nu am filmat, că acum o să ziceți că bă, dar ți-ai pus seed. Nu mi-am pus efectiv niciun seed. Asta a fost norocul nostru, pe bune. Și da, haideți să vedem ce găsim aici în acest minunat village. Chiar am început extrem de bine. Da, fuck, Stonecutter. Ok, deci seria asta nu am făcut-o pe hardcore, pentru că sunt foarte multe chestii noi pe Minecraft de când nu mai m-am jucat eu. Eu m-am jucat acum 6-7 ani, foarte mult timp când aveam o serie cu Minecraft. Și de atunci nu mai m-am jucat. M-am jucat, am intrat odată pe an, dar o săptămână, două am construit o casă și cam atât. Și sunt foarte multe chestii noi pe care vreau să le învăț și pe care pur și simplu vreau să știu ce fac toate chestiile astea. Stonecutter, cu ce mă ajută, na, din nume știm că taie piatră, dar să vedem și cum funcționează, ce putem face cu ele. Haideți să căutăm în tot acest village. Poate au băgat chestii noi ăștia și găsim ceva. Ok, salut săteanule. Nu vrei pâinea, știu. Haideți să vedem cum verificăm ce ne dă. Hai că dacă ar merge și rotița pe mouse-ul ăsta, fraților, pe care mă joc acum pe laptop. Bine, știați voi că am laptop, dar opa, două emeralde. O să putem face niște trade-uri cu villagerii. Mă joc de pe laptop și am o tastatură prin Bluetooth conectată la el cu mouse, tot așa ceva foarte, foarte slab, urât și ieftin. Că sunt plecat momentan și doar Minecraft pot să filmez, cum altceva nu avem posibilități momentan. Și ne descurcăm cu ce avem, dar eu zic că o să facem o serie frumoasă, o serie chiar foarte, foarte frumoasă. Seria este pe normal, nu pe peaceful, deci n-am vrut să pun chiar pe peaceful acum pe bune. Este pe normal, putem să murim, putem să pierdem itemele, nu avem niciun mod băgat, nu avem nimic. Și o să vreau, când o să ne strângem mai multe persoane pe canal, să încerc să bag cât un abonat pe harta asta câteodată cu mine. Să fac poate și un perete al abonaților sau chestii de genul în care să vă vedeți și voi pe seria asta când vă uitați. Ok, haideți să aranjăm aici puțin inventarul. Avem chesturi, avem X, avem pickaxe. Bun. Acum ce trebuie noi să facem e să... Op, avem și două văcuțe, dar nu a crescut ferma să le mulțim. Perfect. Avem văcuțe, avem găinușe, avem un dăsta, un Iron Man. Putem să-l omorâm, să ne dea niște iron, am văzut că îți dă vreo 4 bucățele de iron. Dar sincer nu prea mă încântă să-l omor, că ne mai ajută. Știți și voi că cât de tare e un iron. Un Iron Man din ăsta. Acolo avem un munte foarte șmecher pe care putem să facem multe, multe chestii. Deci nu-mi vine să cred că, în sfârșit, cred că e prima dată în viața mea în care prind un seed bun. Un seed bun pe Minecraft, când intru direct, fără să mă duc 7 miliarde de blocuri distanță și fără să caut 4 episoade din serie un loc bun să facem casă. Efectiv, din primul episod am găsit ceva. Și dacă am vrut să zic că suntem chiar pe o insulă, dar nu e insulă, ceea ce e bine, chiar nu vreau să fie insulă. Acolo avem un detail cave, după cum se vede, nu am Optifine să vă dau zoom. Un cave sub apă, nu știu, o să vedem. Nu o să mă duc la minat, evident, episodul ăsta, că nu vreau din primul episod să vă plictisesc cu minatul și cu chestii de genul, că mi se pare foarte plictisitor să te uiți la cineva cum minează. Sincer, eu nu am stat la nimeni pe episod să văd cum minează cineva. Ok, mergi la minat, bun, vrei să vadă lumea că găsești diamante sau chestii de genul, pune frate și tu video-ul ăla pe speed și nu are nimeni treabă cu tine. Din
din o oră dimineața, ai făcut-o în 10-15 minute și aia e. Nu vrem să ne uităm tot episodul la cineva cu minează, pe bune acum. Acum na, depinde de fiecare. Haideți să alegem și noi o căsuță aici de la villageri. Asta de acolo m-ar încânta mai mult, că e aproape de muntele ăla, sincer. Sper că mă aud destul de bine, că am microfonul în o poziție ciudată. Ok, ce sos să nu l-am luat. Stau ciudat la birou, v-am zis că nu sunt la mine acasă momentan și nu am cele mai bune condiții, dar ne descurcăm. Aici a venit Ștefân, cu asta îl putem lua, facem chestia asta și hrănim văcuțele. Dar unde sunt văcuțele? Nu mai știu unde erau văcuțele. Aici avem un porc. Ok, deci villager ăștia chiar au făcut o treabă bună aici. Avem porci, avem văcuțe, avem de toate. Găini. Le băgăm aici niște ferme automate de fiecare. Și o să bube serverul direct. Ok, avem aici un copilaj deja. Primul copilaj, prima misiune. Bun, haideți să mâncăm și niște pâinici. Rămânem fără hunger. Nu știu ce numere... numere rotița la mouse-ul ăsta și mă încurcă maxim. Merge, dar să rotește înapoi. Da, ciudat. Oricum, următorul episod o să fie mult mai bine structurat, mai editat. Asta nu știu dacă am ce să-l editez pe bune, că e primul episod în care vă explicam ce viziune am pe aici și ce vreau să fac. Că... și în al doilea, da, o să ne punem pe treabă, o să fie, evident, o să mergem și la minat, o să edităm acolo cu... pe viteză, pe alea. Și o să fie mult mai interesant, vă dați seama. Nu o să fac aici sus, că nu am chef până urc până toate astea. O să vreau să adun și toți villagerii ăștia, să-i pun la un loc, nu să bubuie mie creierii pe aici peste tot, cum fac ei de obicei, că doar asta fac villagerii. Bine, te ajută, doar că na, nu știu prea bine, v-am zis că nu m-am jucat chiar atât de mult Minecraft să știu cum să folosesc villagerii să mă ajute. Știu doar că pot să faci trade-uri cu ei. Avem și două chesturi. Hai să spargem măsuța la asta, că chiar n-avem nevoie de măsuță, frate, acum pe bune. Arăta bine, dar n-avem nevoie, na. Să uită ori la mine, da. De asta vreau să le iau paturile la toți și să le pun în, le facem o cameră mai mare și punem pe toți acolo. Ca să nu ne mai încurce, evident, în fiecare video să îi vedem aici pe cap la noi. Ok. Ar trebui să ne luăm niște stone, în primul rând, ca să facem și noi un furnes. Să prăjim și noi cartofii, toate alea. Luăm de aici. Să ne facem niște unelte de stone. Perfect, încă un achievement. O să vreau să mă uit și la achievement-uri în următoarele episoade, să vedem cam câte sunt și ce trebuie să facem pentru fiecare. Că nu cred că l-am terminat niciodată toate achievement-urile. Ar fi frumos să facem și un episod în care facem toate achievement-urile, să vedem cam ce vrea Minecraft-ul de la noi, că na, asta e și chestia în jocul ăsta, îți dă foarte mult frâu liber să fii creativ și să faci ce vrei tu, dar câteodată e bine și să faci ce zice jocul, adică să faci toate achievement-urile, să mergem să batem dragonul și după aia putem să construim efectiv ce dorim noi și ce vreți și voi, evident. Dar m-aș bucura foarte mult să văd susținere la seria asta, pentru că v-am zis, în următoarele episoade, dacă o să am cu cine, o să vreau să bag cât un abonat pe serie. Că nu e mare lucru să facem un host, să punem un host din ăla frumos cu, nu mai știu cum se chema, este un site pentru Aternos. Facem frumos, punem harta pe Aternos acolo și ne jucăm împreună. Dar trebuie să pun manual ăsta aici, că n-am nicio șansă să... eu vreau să prăjesc, ok, dar nu avem coal, asta e, punem niște acacia. Ca să avem mâncare, oricum mai avem 5 pâinici, deci ar trebui să ne ajungă pentru episodul ăsta. Avem și prima noapte pe seria asta. O să mergem direct să ne culcăm, că nu vreau să ne batem cu prea mulți mobi. O să-i luăm locul la năsosul ăsta, asta e, dacă eu o să dorm, se face ziua, dacă el doarme, nu se face ziua. Logic, bun.
Aveam o casă ca micuță, o să vreau să o prelungesc eu. O să fac mai multe chestii. Poate pe episodul următor sau poate după ce opresc o filmarea. Hai că am intrat în Windows, în toate alea, nu găsesc butonul de sprint pe tastatura asta. Spuneți și voi, tot timpul când îmi schimb tastatura am probleme o perioadă până mă obișnuiesc. Chiar dacă toate tastele sunt aproape la fel, dar nu e aceeași dimensiune, nu știu, te încurcă foarte mult. Tastatura e chiar foarte importantă. Unii zic că tastatura nu e importantă, dar chiar e foarte importantă și tastatura, nu numai mouse-ul. Mouse-ul, na, știe toată lumea că e important. Ok, deci avem un sătuc frumos, avem tot ce vrem. Doar trebuie să ne apucăm de treabă, să facem chestii frumoase aici. Haideți să vedem, am zis că fac pickaxe. Am tot făcut, nu? Da. Am tot făcut pickaxe, ce-i drept. O să mergem să facem un pickaxe de stone, că cu ăsta de lemn o să murim încet să găsim niște resurse pe aici. Haideți să vedem și piticul nostru. Ok, salut piticule. Primul piticot. Avem și o pisicuță aici. Mai știu, pește trebuie să-i dăm la pisicuță să fie a noastră, dar ar fi frumos să luăm și o pisicuță să avem. Seria, adică tot timpul când mă joc Minecraft, îmi aduce aminte de vremurile bune când toată lumea știe că eram copii mici și ne uitam pe YouTube la oameni cum se joacă Minecraft, că nouă nu ne merea, adică eu eram în cazul ăla. Și avea Pink, seria cu quest-ul lui Pink, deci urmăream seria, era ceva ireală. Cea mai șmecheră serie de Minecraft ever a fost aia. Ok, eu mă plimb după casa mea, caut jumătate de oră să-mi găsesc casa, pe bune, că toate arată la fel, dar cred că asta e, da, asta e. Avem intrare mai specială. Nu chiar seamănă toate, dar na, în creierul meu seamănă toate. Uite-te că iară fac furnace. Așa e când nu dormi. Dacă dormi 5-6 ore pe noapte, așa e. Vii să-ți faci pickaxe și să faci furnace, că de ce nu? Ok, o să ne facem toate uneltele de stone. E cea mai smart idee să faceți treaba asta pe Minecraft. Să faceți uneltele de stone frumos, rapid și nu mai aveți treabă cu nimic. Ne facem și un topor, evident. Hai să ne facem și o săpăligă, că nu știm când avem nevoie, lopată, așa o sapă din asta, un hoe. Pentru cine cunoaște. Ok, punem ce stă aici, mâncărică, mai luăm niște cartofei de aici. Și o să trebuiască să mă duc eu, evident, să caut niște cărbuni și niște materiale. Niște resurse, mai bine zis. Dar în acest episod v-am zis, nu vreau să fac prea multe chestii, că e primul episod, să vedem cam cum se mișcă, v-am arătat toată frumusețea asta de pe aici, chiar arată bine locul ăsta, sincer. Uitați-vă și voi, imaginați-vă așa câte chestii putem să facem în zona asta și cu muntele ăsta o să fie ceva mare acolo deasupra, o să facem foarte multe chestii, o să vedeți. Nu uitați, dacă vă place această serie, să apăsați butonul de like. Și să vă abonați dacă nu sunteți încă. Pa, pa!